Salutare, dragii mei! Bine v-am regăsit! Vreau să vă arăt cum, cum lucrăm urechiușele de ursuleț. Pentru că ați tot întrebat. Eu am pe canal, dar cu urechi... salopetă cu urechiușe de iepuraș. Uitați, am pliat lucrul în două. Am să vă zic că am lucrat, am montat 22 de ochiuri și am lucrat 21 de ochiuri de rânduri înălțime. Vedeți, am preluat lucrul în două. Facem o cusătură doar de înseilare. Nu lucrăm o cusătură din aceea stabilă. Vedeți, intru cu acul din loc în loc. Și pe ambele laterale, uitați cum facem. Intrăm, uh, intrăm cu acul pe sub fiecare buclă din aceea, până sus și pe o parte și coborâm pe cealaltă parte. Acum strângem bine, după cum bine vedeți, strângem bine, bine și așa se formează urechiușa. Vă asigurați că ați strâns foarte bine ața, să dați o formă frumoasă urechiușei. Acum facem aici o cusătură de sigilare, jos, la partea de jos, Trecem dintr-o parte în cealaltă și pe partea din spate trecem puțin cu acul pe sub toate buclele acelea pentru că vrem să avem o estetică frumoasă și pe partea din spate a lucrului. Chiar dacă este spatele lucrului, se vor vedea urechiușele și pe partea din spate când ele sunt cusute pe gluga de salopetă. Și așa că facem aici, vedeți, din loc în loc, intrăm cu acul și facem așa o cusătură estetică. Când ajungem la partea de jos acolo din nou, mai sigilăm puțin. Să ne asigurăm că nu am, n -am că nu riscăm să se desfacă. Ambele urechi trebuie să fie fix la fel. Și acum le vom prinde de glugă. Uitați, numărăm de la partea din mijloc, vedeți unde avem cusătura din mijloc la glugă. Noi numărăm 5 rânduri, eu așa am numărat 5 rânduri din acelea proeminente, adică însemnând 10 rânduri dus întors. Și, bineînțeles, cu bata îndoită, după cum bine vedeți acolo, intrăm așa. Am fixat bine urechiușa și intrăm din exterior către interior cu acul, vedeți, fix așa cum fac. Iată așa. ca să ne asigurăm că ne este o cusătură estetică și la partea din spate a lucrului. Și vom face așa, intrând din exterior către interior și din interior către exterior și în acul, vom face de jur împrejurul părții de jos, de la baza de la glugă. Trebuie să ne asigurăm că urechiușa este bine prinsă, ca atunci când gluga se așează pe cap, urechea să nu, să, să nu se miște foarte tare, adică nu o lăsăm foarte slab. O prindem bine. Când terminăm de prins, mergem pe partea din interior și facem și acolo ascunde în capătul de ață, dar tot așa ușor estetic ca să nu avem nici în partea din interior de la glug o cusătură urâtă. Uitați, așa arată pe interior, intrați așa cu acu pe sub buclele lucrului, Iată, așa. Eu cred că am omis să vă zic că urechiușele le lucrez cu un singur fir. Salopetele întotdeauna le lucrez cu două fire. Iar urechiușele le-am lucrat cu un singur fir pentru că eu am pliat lucruri din câte ați văzut. Iar dacă erau lucrate din două fire și mai și pliam lucrul, atunci mi au prea grosolane așa și n-am vrut. Am vrut să am niște urechiușe finuțe. Uitați cât de finuțe sunt. O prindem și pe cealaltă fix la fel, fix în același loc cum am prins-o pe prima. Și iată, cam așa arată, dragii mei. Uh, nu este nimic complicat, este foarte ușor de prins, foarte ușor de lucrat. V-am zis, 22 de ochiuri pe, montate pe Andreea și 21 de rânduri înălțime. Prinderea v-am arătat-o și iată cam așa arată salopeta cu urechiușe de uh, ursuleț. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă aștept cu mare drag și data viitoare.